Anul acesta, Paștile vin la ușă, bisericile rămân închise în noaptea învierii, însă la Cluj, Mitropolia a decis ca prescura sfințită și paharele de vin să fie trimise acasă credincioșilor. Mai multe detalii despre acest subiect are însă colegul meu, Alex Prunean. Bună ziua, Alex! Mai exact, cum vor ajunge Paștile la credincioși? Bună ziua, Mihaela, bună ziua tuturor! Preoții împreună cu 10 de voluntari din Cluj-Napoca se vor ocupa în noaptea de înviere de distribuirea paștilor direct la casele credincioșilor care solicită acest lucru. Pentru siguranță, porțiile de prescură vor veni ambalate individual direct de la brutărie, iar vinul va fi pus de asemenea în pahare etanș. Cele două ingrediente care alcătuiesc paștile vor fi puse mai apoi în pungi sigilate pe care preoții le vor sfinți în Joia Mare, iar de amestecul acestora se va ocupa fiecare creștin acasă. Tot ca o măsură de siguranță pentru a evita cât mai mult contactul dintre persoane, voluntarii vor lăsa aceste pachete în fața ușilor, iar credincioșii le vor lua abia după ce voluntarii au plecat. Și la Drobeta, Turnu Severin, oamenii vor primi paștile direct acasă, numai că acolo de distribuirea celor 50.000 de pachete se vor ocupa angajații primăriei împreună cu polițiștii locali. Și slujba de înviere va fi diferită în acest an, pentru că, după cum știm, oamenii o vor putea urmări doar de acasă, din fața televizoarelor sau a calculatoarelor. Preotul se va afla singur în biserică și se va sări peste momentul din slujbă în care ar fi trebuit înconjurat de 3 ori lăcașul de cult. Deocamdată acestea au fost informațiile, Mihaela.